În bunătatea și în durarea Lui, Dumnezeu ne-a ales. Dar ne-a ales prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, pentru că ne pregătește pentru a ajunge acasă, a intra în cer, în prezența celui de trei ori sfânt. Dragii mei, un Dumnezeu de trei ori sfânt nu poate primi un om păcătos ca mine, ca tine. Isaia, când se pomenește în prezența lui, strigă: vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Domnul. De aceea Dumnezeu ne-a ales prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, ne include într-o școală, într-un proces prin care cioplește, sapă în noi chipul Fiului Său pentru ca să fim asemenea Lui. Suntem mireasa Lui, ne dorește în slavă și nu oricum. Ne dorește în slavă îmbrăcați cu neprihănirea Lui Hristos. Între momentul alegerii noastre și momentul mântuirii noastre este procesul sfințirii noastre și Dumnezeu folosește tot felul de instrumente. Unele ne plac mai mult, altele mai puțin, pe unele ne neglijăm, de altele ne-am bucura. Dar cine ar alege suferința ca mijloc de sfințire? Și am văzut în duminicile trecute că nu o poți evita. Nu poți evita din pricina luptei cu păcatul, nu poți evita din pricina unei lumi strâmbe în care trebuie să trăiești drept. Noi notăm împotriva curentului, noi nu aparținem lumii acesteia, trăim în ea, la porunca Domnului Iisus, dar trebuie să fim păziți de puterea Lui, de cel rău. Și atunci când vrem ca într-o astfel de lume să ieșim, să slujim și să iubim, dragii mei, durerea se mulțește. Dar slăvit să fie El, că nu folosește doar durerea pentru sfințirea noastră. Dumnezeu se bucură să ne binecuvinteze în zile cu soare. Doar când refuzăm binecuvântarea Lui, trebuie să ia nuiaua la noi. În schimb, data trecută am văzut că Dumnezeu folosește în mod special cuvântul Lui, cuvântul Lui ca să ne sfințească. Dar pentru asta, mai întâi trebuie să ne curețe sufletul, să ne nască din nou. Și asta o face cuvântul Lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, viu și veșnic. Dar după ce ne-a născut din nou, cuvântul ne hrănește spre mântuire, spune textul nostru. Creștem spre mântuire. Ce extraordinar lucru! Dumnezeu nu ne naște și ne abandonează, ci ne naște și ne însoțește, ne naște și ne crește, ne naște și ne transformă prin cuvântul Său cel viu. Așa cum pruncii se nasc cu instinctele vieții, spuneam data trecută, un creștin se naște cu instinctele vieții veșnice. Și două lucruri sunt extrem de importante. Pe lângă suferință, Dumnezeu folosește pentru sfințirea noastră, pe de o parte, cuvântul, am văzut data trecută, pe de altă parte, vom vedea astăzi, pe frați, comunitatea, trupul lui Hristos. Baza legală sau, dacă vreți, baza obiectivă a nașterii noastre este învierea Domnului Iisus Hristos din morți, slăvit să fie numele. Instrumentul nașterii din nou este cuvântul lui Dumnezeu care este viu și veșnic, dar scopul nașterii din nou sunt relațiile care se formează între cei născuți din nou, pentru că prin aceste relații se manifestă Duhul lui Dumnezeu cu roada lui, Dumnezeu se materializează în societatea în care trăim. Prin ascultare de cuvânt v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Observați partea cu relațiile, partea cu comunitatea, partea cu trupul lui Hristos. De aceea vine porunca: iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Vorbim deci despre sfințirea în cadrul trupului lui Hristos prin faptul că Duhul se arată prin unul spre folosul celuilalt. Dar ca să ajung în trupul lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu are ceva de lucrat și eu am ceva de făcut. Deși Hristos a murit și a înviat, nu toată lumea este în trupul lui Hristos, deși ne numim creștini și religioși, nu toți facem parte din trupul lui, cel mistic, în care El este capul, noi suntem mădulare unii altora. Care este partea Duhului Sfânt? În 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13, ni se spune că noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, toți am fost adăpați de un singur Duh.
observați, Duhul lui Dumnezeu nu m-a întrebat dacă vreau să fiu în familia fără greu sau nu. M-am pomenit acolo. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tatăl meu, deși l-am pierdut de vreme în viață, și pentru mama mea. Mulțumesc și pentru frații mei. Deci familia este un dat pentru un copil. Exact așa este pe plan spiritual. Duhul lui Dumnezeu ne botează, ne cufundă în trupul lui Hristos, ne include în trupul lui Hristos. Fără să ne întrebe. De ce? Pentru că mântuirea este personală, dar nu este privată. Și atunci Duhul lui Dumnezeu știe că nu există mântuire în afara spațiului mântuitor, care este biserica, trupul lui Hristos. Cum se face lucrul acesta? În 1 Petru, capitolul 2, versetele 4 la 11, avem textul din această dimineață și dați-mi voie să-l citesc. Versetul 4 din capitolul 2. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care o lepădat-o zidarii a ajuns totuși să fie pusă în capul unghiului clădirii. Și o piatră de potignire, o stâncă de cădere, ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar ați căpătat îndurare, prea iubiților. Vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Citind textul, descoper și partea mea pe lângă partea lui. Dragii mei, partea lui nu o pot face eu. El este piatra vie, dar partea mea este, pare simplă, dar este esențială. Apropiați-vă de el, piatra vie, și voi, ca niște pietre vii. Aveți în spatele dumneavoastră un decor, cu siguranță toți v-ați întrebat ce să însemne el. Dacă ar fi fost după mine, banda aceeași neagră și fi pus-o aici jos, că seamănă moarte, seamănă ceva ce nu ne interesează. Ciudat este că Dumnezeu face să răsară soarele lui și peste cei buni și peste cei răi, ne dă pâine, ne dă ploaie, ne dă sănătate în trup, nu totdeauna, dar ne bucurăm de ea. În majoritatea cazurilor, flori extraordinare, îi răsărit, îi apus, îi iarnă, îi vară. Cu alte cuvinte, viața este extrem de colorată și frumoasă. Dar dați-mi voie să schimb metafora. Cum ar fi dacă fiecare culoare ar fi o încercare de apropiere de Dumnezeu? Apropiați-vă de El. Oare de ce o singură cale trece dincolo de moarte spre veșnicia pe care noi nu putem atinge? Pentru că toate religiile, toți Dumnezeii, dragii mei, ne lasă în fața gropii. Hristos ne trece dincolo de ea. Apropiați-vă de El, piatra vie, și voi, ca niște pietre vii. Observați, când te apropii de piatra vie, vii și tu la viață, din mort, cum erai, vii la viață. Domnul Iisus Hristos este piatra vie, iar Pavel în Corinteni, capitolul 15, versetul 45, îl compară cu tine, cu mine, cu Adam, cu strămoșul nostru. După cum este scris, omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. O mare diferență între cei doi. Un suflet viu e un suflet viu. Eu sunt un suflet viu. Mă mișc, dau mâna, povestesc, îmi trăiesc viața. Sunt un suflet viu. Dar nu pot aduce la viață nici măcar o floare, nici o muscă. Dar amit un elefant sau un om. Observați diferența? Despre Domnul Iisus se spune în Ioan, capitolul 5, versetul 21, în adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Și dacă citiți Evangheliile, în timp ce era dezbrăcat de slava Lui, ca să se facă
un om ca mine, ca tine, dragii mei, avea puterea să atingă de o raclă și să spune: tinerele, scoală-te, talita cumi, Lazare, vin afară. Toată lumea se uita mirat, pentru că el este cel ce are putere să dea viața, pentru că este una cu Tatăl. Imaginați-vă ce putere trebuie să aibă după ce și-a dovedit vrednicia, a înviat din morți și și-a de la dreapta scaunului de domnie al măririi. În Evrei, capitolul 5, începând cu versetul 7, ni se vorbește despre acest proces prin care Domnul Iisus Hristos a ajuns să șadă la dreapta Tatălui. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă urzitorul învierii, urzitorul unei mântuiri veșnice, fiindcă a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Dragii mei, în păcat m-a zămislit mama mea, toată lumea zace în cel rău și de aceea noi toți am păcătuit și am fost morți în păcatele și în greșelile noastre în care trăiam odinioară. Dar când ne-am apropiat de El, când am găsit singura cale care trece prin moarte, când ne-am apropiat de El, piatra vie, Dumnezeu ne-a dus la viață împreună cu El. De aceea, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a născut din nou, ne-a dus la viață prin învierea lui Hristos din morți. Ne-a dus la viață prin atingerea acestei pietre vii. Cel înviat este un duh dătător de viață. De aceea apropiați-vă de El. Lăsați religia deoparte. Nu mântuiește pe nimeni. Căutați-L pe El, piatra vie. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Eu nu vă cunosc. Dumnezeu ne cunoaște pe toți. Dar pun o întrebare în dreptul meu, pune-o și tu în dreptul tău. M-am apropiat de El, piatra vie, dar cum să o fac? Pavel, ca să nu complice lucrurile, ne spune: dacă Îl mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dacă Îl mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, trebuie să stai față în față cu El ca Toma odinioară și căzând la picioarele Lui să-I spui: Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă este un Domn și un Dumnezeu viu, de care trebuie să asculți, cu care trebuie să umbli, ești mântuit. Dar să presupunem că am făcut partea asta mică care am eu de făcut. M-am apropiat de piatra vie și am venit la viață. Și acum, ce urmează? Am ajuns să fiu o piatră vie. Ce se întâmplă mai departe? Versetul următor, versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. În primul rând, notați, pietrele nu stau împrăștiate fiecare în treaba lui, ci ca niște pietre vii sunteți zidiți, pluralul, voi pietrele vii sunteți zidiți. Și avem trei lucruri pe care aș vrea să le atingem în dimineața aceasta. În primul rând, să fim o casă duhovnicească. În al doilea rând, o preoție sfântă. Și în al treilea rând, să aducem jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Și cele trei se leagă de olaltă, dragii mei. Aș vrea să le luăm pe rând. Am fost zidiți împreună, observați, comunitatea, ca să fim o casă duhovnicească. Interesant, sunt foarte multe case, omenește vorbind, dar locatarul casei definește natura, destinația casei. Noi spunem, mergi la un hotel, da? Hotelul nu este o casă, deși e o casă, dar nu e o casă, este o casă de oaspeți, unde mergi, pui capul, te ridici, plătești și pleci. Din pricina locatarilor, natura casei, sau, zic, casa Domnului, nu-i clădirea aceasta, dar hai să presupunem că suntem în Ierusalim, la templu, casa Domnului este un alt fel de locatar în casa Domnului. Și casa Domnului definește natura casei și textul spune: voi sunteți o casă duhovnicească. Și acum dați-mi voie să privim un pic la locatarul casei.
Ioan capitolul 14, versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi și noi, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, vom veni la el și vom locui împreună cu el. Sau dați-mi voie să citesc un alt text. Nu știți că trupul vostru, spune Pavel Corintenilor, în capitolul 6, versetele 19 și 20, trupul vostru este o casă, un templu al Duhului Sfânt care locuiește în voi și că voi, pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Cu alte cuvinte, a venit cineva, a cumpărat casa și a intrat în ea. A devenit locatarul casei și tu ca și casă, noi ca și casă, într-un fel, practic suntem ai cuiva care ne locuiește. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Nu știți că altcineva v-a cumpărat și că el locuiește în voi? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Dați-mi voie să citesc o primă concluzie a lui Pavel din Efeseni, capitolul 2, versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nu-i vorba de o vizită la un hotel sau o casă de oaspeți, nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, despre care vorbește și Petru, fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea, toată casa bine închegată crește să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună, voi pietrele vii, zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. În timp ce meditam la aceste texte și le citeam, mi-am pus o întrebare. Oare ce pricep eu din tot ce am citit și am auzit în minutul care a trecut? Și a trebuit să recunosc zicând, Doamne, îți spun sincer că nu pricep prea multe. Zic cuvintele, dar ce-o fi aia o casă duhovnicească în care Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, vin să locuiască? Și știți ce mi-a venit în minte? Rugăciunea lui Pavel sau rugăciunile lui Pavel din Efeseni, care în momentul în care deschide cerul, taina aceasta a mântuirii, prin care Duhul lui Dumnezeu ne pecetluiește și vine să locuiască în noi, se oprește și întreabă, oare pricep destinatarii mei despre ce vorbesc? Ascultați-i rugăciunea și aș vrea să mă rog pentru mine, să te rogi pentru tine. Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioși și nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos. Și Pavel știe că vorbește despre lucruri pe care nici măcar mintea lui, însuflată de Duhul Sfânt, nu le poate cuprinde și cântări cu adevărat. Ascultați-i a doua rugăciune din capitolul 3, începând cu versetul 16. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască din inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să pricepeți împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Și ascultați ce spune Pavel, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a cumpărat o casă, de ce ții încuiate camerele care de fapt sunt ale lui? De ce nu-l lași să domnească în fiecare colțișor din propria sa casă? Și Pavel încheie așa. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Observați, Marele Apostol Pavel se oprește și spune, Doamne, am rostit cuvintele, dar nu știu dacă le-am gândit până la capăt. Nu știu dacă l-am priceput în toată adâncimea lor.
Și el încheie cu doxologia lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Voi ca niște pietre vii ați fost zidiți să fiți o casă duhovnicească, purtător de Dumnezeu. Interesant, când Eclesiastul își termină cartea, spune în ultimul capitol, adu-ți aminte de făcătorul tău până nu se pac rupe funia de argint. Dar ce se întâmplă când se rupe funia de argint? Trupul se întoarce în țărână de unde a fost luat. Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Observați, eu sunt o simplă casă. Dar trupul acesta este o interfață de care Duhul are nevoie să poată colinda bucla fără șira deșertăciunii, să poată aduna informația cu care voi merge la judecată. Acum imaginați-vă, asta e adevărat pentru orice muritor. Dar când tu te apropii de piatra vie, se întâmplă o minune incredibilă. Duhul lui Dumnezeu, aducându-L pe Tatăl și pe Fiul, vin și intră în acest vas de lut. Și noi devenim interfața prin care un Dumnezeu nevăzut începe să se arate în lumea în care trăim. O casă duhovnicească, purtător de Dumnezeu. Pavel vine și spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Dacă m-a cumpărat, totul e a Lui. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit, s-a dat pe sine însuși pentru mine. De ce are Dumnezeu nevoie de o casă pe planeta asta infectată de păcat? O casă duhovnicească, o casă în care locatar și domn să fie El. Știți de ce? Pentru că nu și-a terminat lucrarea. El practic l-a trimis pe Fiul Său să recucerească planeta pe care noi am vândut-o în mâna celui rău. Și de aceea doar o casă duhovnicească poate deveni o preoție sfântă. Pentru că oamenii n-au nevoie de mine și de inteligența mea și diplomele mele și cunoștințele mele. Oamenii au nevoie de Hristos, dragii mei, au nevoie de Duhul lui Dumnezeu, au nevoie de puterile minunate a Celui ce ne-a făcut, ne-a chemat de la întuneric la lumina sa minunată. Și dacă Dumnezeu locuiește în adevăr în viața mea, atunci pot fi o preoție sfântă, un purtător de Dumnezeu în societatea în care trăiesc. Și versetul 9 continuă, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate a Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătasereți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Dacă nu ești o casă duhovnicească, nu poți fi o preoție sfântă. Dar preoția noastră atârnă de două lucruri. Atârnă, în primul rând, de curăția vieții. Dumnezeu nu poate sta într-o casă murdară. Dumnezeu nu poate fi într-o casă în care nu-i binevenit. El nu conviețuiește cu satana și cu duhurile necurate. Adevărul nu stă cu minciuna. Nu poate să locuiască împreună. Citiți pilda Domnului Iisus Hristos în care leagă pe cel tare, îl scoate afară, împrăștie armele, după care casa rămâne goală, măturată și împodobită și vin 7 duhuri mai rele decât primul și locuiesc în casă. Intră și locuiesc în ea. Și starea de pe urma omului acelui ajunge mai rea decât cea din tâi. Observați, prima condiție a preoției este curăția vieții. Preaiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să dați-mi voie să-L citesc pe Domnul Iisus în predica de pe munte. Versetul 13 din Matei 5. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra?
atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina s-o vâre sub un obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina, nu întunericul, lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Foarte mulți dintre noi avem impresia că evangelizarea înseamnă să adun pe stadioane oameni, să cânte tot felul de formații, să facem chemări, să cadă oamenii cu fața la pământ. Dacă Dumnezeu folosește astfel de lucruri, foarte bine, e treaba Lui. Dar practic, cum a gândit El lucrurile, sunt foarte simple. Mai întâi devin o casă duhovnicească, cu alte cuvinte scot afară pe locatarii care nu țin, râvnesc să stea în casă, să facă hotel din mine, da? Locatarii aceștia, îl las pe Dumnezeu să intre în viața mea, după care simplu îmi trăiesc viața mai departe. Nu trebuie să fac foarte multe lucruri. Dar trebuie să fiu sare și lumină. Sare și lumină. Dacă Dumnezeu mă duce în situații în care cineva îmi cere socoteala de nădejdea care este în mine, vorbesc cu blândețe și teamă, cu bucurie despre nădejdea care este în mine. Dar în esență, dacă sunt o casă duhovnicească, voi fi o preoție sfântă. Prima condiție este curăția vieții. Dragii mei, Dumnezeu este de trei ori sfânt. Nu pot îngrămădi alături de El gunoaiele și mizeriile acestei lumi. Nu pot. El va ieși afară, va pleca. E un gentleman. Dar a doua condiție este relațiile dintre noi. Ca să fim o preoție sfântă, observați, pietrele nu stau împrăștiate, sunt zidite să fie o casă duhovnicească și noi, așa cum suntem împreună o casă duhovnicească, împreună suntem o preoție sfântă prin relațiile dintre noi. Dumnezeu este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine. Ăsta e Dumnezeu, roada Duhului. Spuneți-mi, care dintre ele există în izolare? Trebuie să fiu cel puțin eu și nevastă mea ca Dumnezeu să fie prezent între noi, acolo de doi sau trei. De ce? Pentru că în relațiile dintre noi se manifestă Dumnezeu. Și de aceea e mare lucru ca familia mea să fie o casă duhovnicească și oricine intră în ea să fie șocat de prezența lui Dumnezeu din ea. Dar noi nu ne gândim în felul acesta. Noi avem impresia că dacă am citat trei versete biblice pe capul cuiva, mi-am făcut datoria de preot. Nu. Ca să fie o preoție sfântă, în primul rând trebuie să ai o viață curată, în al doilea rând trebuie să stai în comunitate, plecând în familie, până la biserica pe care o alcătuim. Vă dau o poruncă nouă, a spus Domnul Iisus ucenicilor săi în camera de sus, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii pentru alții. Cel născut din Dumnezeu iubește pe cel născut din Dumnezeu. Nu se poate altfel. Cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să zică că îl iubește pe Dumnezeu care nu îl vede? Dragii mei, ne-am fost născuți din nou ca să ne iubim unii pe alții. Ascultați-L pe Domnul Iisus în pilda viței și a mlădițelor. Eu sunt adevărata viță, Tatăl meu este vierul, voi sunteți mlădițele. Rostul, rațiunea unei mlădițe este să aducă roadă, alimentat din viță. Dar ascultați cum încheie El pilda. Aceasta este porunca, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Aduce porunca cea nouă din capitolul 13, în pilda Lui. Și încheie în versetul 16, spune, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri, să vă iubiți unii pe alții. Cu asta a început, cu asta termină. De ce? Pentru că preoția este imposibilă în afara relațiilor creștine. Eu am impresia că dacă iau Biblia și umblu prin sat în sat, îmi împlinesc mandatul. Nu, dragii mei, îmi împlinesc mandatul când las pe Duhul lui Dumnezeu să se manifeste în relațiile dintre noi.
prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. De aceea iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Și voi ca niște pietre vii, dacă v-ați apropiat de piatra vie, sunteți zidiți ca să fiți, unu, o casă duhovnicească, doi, o preoție sfântă și trei, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. O casă duhovnicească este o casă purtătoare de Dumnezeu, care a împrumutat lui Dumnezeu ce este a lui de drept, cumpărat cu preț de sânge, mâinile, picioarele, inteligența lui, tot ce are. Și Dumnezeu, locuind în el, începe să umble prin cetate și să se arate în relațiile frățești, ademenind oamenii la sine prin frumusețea și virtuțile lui, ne spune Petru. Dar textul continuă, dacă vorbim de o preoție, mai ales în tiparele vechi testamentale, trebuie să vorbim neapărat și de jertfe. Dar jertfele acestea sunt jertfe duhovnicești, ca și casa duhovnicească, preoția aceasta duhovnicească și jertfele sunt duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Cum să aduc lui Dumnezeu jertfe duhovnicești? Uitați-vă o clipă la cartea Petru, în miezul ei este Domnul Iisus, modelul nostru. După cum Hristos și în jurul lui Hristos adună toate ipostazele vieții. Dacă încep de jos din stânga, după cum Hristos, tot așa și voi, prea iubiților. După cum Hristos, tot așa și voi, slugilor, invers mergeți, da? Dreapta sus, tot așa și voi, nevestelor, tot așa bărbaților, tot așa voi toți. Cu alte cuvinte, dacă e să învăț de la cineva cum se aduce o jertfă duhovnicească, trebuie să privesc la Hristos. Pentru că ne vom ocupa de celelalte aspecte, am să sar în colțul din dreapta de jos. Tot așa și voi toți. Și dați-mi voie să încep cu un singur verset, versetul 8. Încolo toți să aveți aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Tot textul până prin 12 conține 9 de multe lucruri foarte directe care definesc într-un fel jertfa asta duhovnicească. Încolo toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Când faci aceste lucruri, aduci o jertfă duhovnicească. Dar aș începe cu o întrebare. Noi suntem foarte diferiți, enorm de diferiți. Cum pot oameni atât de mulți și diferiți să aibă aceleași gânduri? Știți care e bucuria mea? Că Domnul Iisus nu ne-a învățat 100 de rugăciuni sau 1001 de rugăciuni. Sunt 1001 de nopți, dar nu sunt 1001 de rugăciuni, este numai una singură. O știți și voi, o știu și eu. Eu încep, dumneavoastră spuneți-o cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Spuneți-mi, dacă noi facem din rugăciunea aceasta rațiunea existenței noastre, e complicat să avem aceleași gânduri? E complicat să avem aceleași gânduri? Nu? Problema începe când noi uităm de numele Lui și de împărăția Lui și ne preocupă numele noastre și împărățiile noastre și atunci doi cu doi nu ne putem aduna la oaltă. Dar dacă Domnul Iisus ne-a învățat o singură rugăciune, nu cumva intenția Lui a fost să adune toată diversitatea aceasta în jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu? Dragii mei, Dumnezeu a alcătuit în sine însăși un plan. Dacă nu mă aliniez la planul Lui, n-am cum să-i fiu plăcut. Domnul Iisus a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi făcută izolându-ne unii de alții. Suntem o preoție, nu preoții, o preoție. Cum suntem o casă, așa suntem o preoție. Dar aducem jertfe duhovnicești. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie făcută de trupul lui Hristos. Este o lucrare de echipă.
Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie, spune Pavel Filipenilor, în smerenie fiecare din voi să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare se uite nu doar la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, că era și în Hristos Iisus, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. A dezbrăcat, dragii mei, a luat chip de rob ca să ne mântuiască pe noi toți. Pavel scrie romanilor, înainte să-i invite la slujire, la această lucrare, prin harul care mi-a fost dat, capitolul 12, versetul 3, eu spun fiecăruia dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât să cuvină, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Dragii mei, suntem foarte diferiți. Ce extraordinar este că avem un singur țel care ne adună. Și fiecare aducem aportul nostru diferit ca Duhul lui Dumnezeu să le adune într-o jertfă duhovnicească. Ascultați-l pe Pavel vorbind de fesenilor în partea aplicativă a cărții. Vă sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Care e chemarea pe care am primit-o? Să fim o casă duhovnicească și o preoție sfântă. Acum, purtarea în chip vrednic înseamnă să aducem jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Dar el continuă cu toată smerenia, blândețea, astea sunt condiții ca jertfa să fie duhovnicească, plăcută lui Dumnezeu, smerenia, blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Dacă nu recunoaștem că Dumnezeu este ctitorul planului său și noi pur și simplu îl descoperim și intrăm în planurile lui Dumnezeu, fiecare cu ce avem, n-avem smerenie. Și atunci începe mândria, disensiunile, certurile și dezbinările. Dacă nu recunoaștem că El este autoritatea și ne plecăm înaintea Scripturilor dimpreună, dragii mei, n-avem nicio șansă să stăm împreună. Blândețea, pe de altă parte, ne dă curajul să conviețuim cu oameni diferiți, cu daruri diferite. Să n-am impresia că toată lumea trebuie să fie ca mine. La vârsta mea, dragii mei, n-am putut să-mi schimb nici nevasta, nici copiii. M-am dat bătut de multă vreme și am început să-i accept prin harul lui Dumnezeu așa cum sunt. Nu trebuie să fie toți ca mine, dar nici ca tine. Și asta este puterea pe care Dumnezeu ți-o dă să conviețuiești, să conlucrezi cu oameni care sunt altfel decât ești tu. Blândețea îți dă puterea să ieși din competiția afirmării de sine, să privești diferențele ca resurse, ca provocări și nu ca piedici. Având aceleași gânduri, simțind cu alții, te poți bucura cu cei ce se bucură? Plângi cu cei ce plâng? Sau ești prea preocupat de tine? Nu te interesează nici bucuriile, nici durerile altora. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Dacă este vreo îndemnare, continuă Pavel în Filipeni capitolul 2, vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire, vreo îndurare, faceți-mi bucuria și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Sau Petru continuă în capitolul 3, versetul 9, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă, binecuvântați. Căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvântări înșelătoare, să se depărteze de rău, să facă binele, să caute pacea și să urmărească. Căci ochii Domnului este peste cei neprihăniți. Urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor și fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Apropiați-vă de El, piatra vie, e adevărat, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii,
Ați fost chemați la trei lucruri. Care e prima? O casă duhovnicească. Cine locuiește în viața ta și în familia ta? Cine e stăpân în biserica lui din Iris? Dragii mei, eu nu pot fi. Alegerea este simplă între Hristos și diavolul. Noi suntem doar o casă. Locatarii nu suntem noi. Și alegerea este doar între alb și negru, între lumină și întuneric, între Hristos și Belial. Casă locuită de cineva, purtător de Dumnezeu, lăcașa lui Dumnezeu prin Duhul. Ce incredibilă chemare! Aproape că trebuie să mă opresc ca Pavel și să-mi plec capul în rușine, zic, Doamne, în țărâna care sunt, nu pricep. Deschide-mi ochii, mintea, inima, fă ceva să coboare mai adânc în mine această realitate incredibilă. Să fie o casă pentru Dumnezeu de trei ori Sfânt, Tatăl, Fiul prin Duhul Sfânt. Câți dintre voi vă sculați dimineața cu acest gând în minte? Porniți la lucrurile voastre, relațiile voastre, purtător de Dumnezeu. Dar de ce are nevoie Dumnezeu de o casă? Pentru că El dorește să aducă mulți fii la slavă. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, dragii mei, nu doar pe tine și pe mine, lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică. Încă nu sunt toți mântuiți, poate nici din casa noastră, nici de pe strada noastră. De ce nu se întorc oamenii la Hristos în jurul meu? Nu cumva pentru că Dumnezeu este undeva strâns într-un colț al sacrului vieții mele și îl vizitez duminică și îl las să-l scot la plimbare ca dintr-o pușcărie, cântându-i trei cântări, zicând o rugăciune? E casa Lui! Nu e casa mea? Dacă ar fi casa Lui, noi am fi o preoție, o preoție sfântă. Și am aduce jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu. Dragii mei, aș încheia adunând ca Pavel lucruri foarte complicate într-un singur verset, ca să nu-l uităm. După ce a terminat toată teologia lui extraordinară, nicăieri în altă parte nu este expusă așa ca în Roman, primele 11 capitole, care se termină cu doxologia aceea incredibilă, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile lui să fie slava în veci. Amin. El cere un singur lucru de la noi, în numele lui Dumnezeu. Pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o jertfă, o slujbă duhovnicească. Amin.